Joia Mare sau Joia Patimilor, așa cum este cunoscută în tradițiile și obiceiurile românești, este dedicată pomenirii morților, vopsitului ouălor și continuării postului mare prin ritualuri specifice de purificare. Legat de această mare sărbătoare a creștinătății Paștele, sunt multe obiceiuri și tradiții, anumite ritualuri și ceremonialuri. În Joia Mare, de exemplu, se obișnuiește în anumite localități de pe teritoriul județului nostru să se meargă în cimitir, să se aprindă un foc la cimitir, chiar să merge cu o masă pe care se așează colăcei, vase cu apă și mere. În Joia Mare se aprind focuri în curte, de exemplu la trecerea dintre miercuri noaptea spre joi noaptea, se aprind focuri în curte, se tămâie, se stropesc cu apă, se fac, focurile acestea se fac cu bețe de alun sau cu bețe de boz care au fost adunate de pe timpul anului. Se aprind ori în mijlocul curții sau pe pragul la intrare în gospodărie. Ultima vineri din postul mare este numită și Vinerea Mare. Conform tradiției creștine, este ziua în care Iisus a fost răstignit și a murit pe cruce pentru iertarea păcatelor noastre. În Vinerea Mare se merge la denie și este o perioadă, ziua aceasta este o zi în care se poate ține post negru. Toți cei care nu au ținut posturile sau nu au mers la spovedit, ținând postul acesta de postul negru, adică să nu mănânce, să nu bea nimic până la apusul soarelui, se consideră că atunci e ca un fel de spovedanie, un fel de curățire spirituală. Un obicei vechi de sute de ani în județul nostru are loc în fiecare an la Izbiceni, în Vinerea Mare, atunci când cete de copii merg cu colindul pe la casele oamenilor, unde primesc ouă albe ce vor fi ulterior vopsite.